Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. După mai multe încercări nereușite, Partidul Național Liberal a reușit să depună în final o moțiune de cenzură care are șanse reale să fie aprobată în contextul în care România se pregătește și pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019. Despre ultimele demersuri și strategia PNL la nivel național și, bineînțeles, local, stăm de vorbă cu domnul Ionel Bogdan, președinte PNL Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule Bogdan, a învățat ceva PNL din toate celelalte moțiuni care au fost depuse și fără reușită? Păi, acum, haideți să o luăm așa un pic cronologic. Din 2016 încoace a existat o majoritate destul de puternică la nivel de parlament, în care în această majoritate era și ALDE și UDMR la un moment dat. O majoritate care era greu de schimbat. Sigur că marea reușită pe care eu o văd în această perioadă este, în primul rând, faptul că am reușit să strângem toată opoziția în jurul PNL. La care opoziție vă referiți? Dați... Mă refer la partidele parlamentare de opoziție. Toate? Păi, având în vedere că avem semnăturile pe moțiunea Partidului Național Liberal aici, de la toate partidele de opoziție, înseamnă că le-am strâns pe toate, nu? Este un succes. Așa. În al doilea rând, mai sunt și parlamentari care încă erau și sunt în Partidul Social Democrat și care au semnat pe moțiunea de cenzură. Vorbim de 4 parlamentari ai puterii care au semnat. Sau care au fost ai puterii. Care sunt, mă rog. Care au fost, care sunt. Sunt iarăși 2 deputați de la domnul minorități. Domnul Tarcoș spune că este independent, a afiliat, PSD a fost. Domnul Botada, într-adevăr, a fost, nu știu dacă mai așa este. Așa și mai sunt încă 2. Sunt iarăși 2 deputați de la minorități care au semnat moțiunea. Deci, practic, se conturează astăzi o majoritate în Parlamentul României, o majoritate care sunt convins că săptămâna viitoare, joi, va trânti guvernul Dăncilă. Depunerea unei moțiuni anti-PSD a fost obsesia PNL din ultimii 2 ani. Nu e adevărat, nu este jumătate. O obsesie, este un instrument. Singurul, un cel atunci, singurul instrument pe care odată pe trimestru îl are opoziția la îndemână pentru sancționarea guvernului. Bun, dar președintele Orban a fost promotorul furibund al demersului anti-PSD. Ce trocuri politice s-au făcut, domnule Ionel Bogdan? Adică ce trocuri politice a făcut PNL pentru a strânge aceste semnături necesare depunerii moțiunii și cât costă astăzi onorabilitatea unui parlamentar? Am nu mă întrebați pe mine cât costă onorabilitatea unui parlamentar, că nu sunt parlamentar. Dar ce este sunteți foarte președintele important. Partid și sigur, aveți parlamentar. Până la urmă, fiecare parlamentar, fiecare ales, poate la un moment dat să decidă asupra parcursului pe care îl va avea pe viitor. Noi spunem încă de aproape 3 ani de zile faptul că Partidul Social Democrat din februarie 2017, de la ordonanța 13, spunem faptul că Partidul Social Democrat trebuie să își înceteze guvernarea. Pentru că singurul lor obiectiv pe acest mandat a fost, de fapt, să își rezolve problemele lor personale. Ama, sigur că fiecare parlamentar poate să-și decidă parcursul. Și atunci când un partid derapează foarte grav și întâmplător face parte din acel partid, sigur că poate spune pas acelor politici și să voteze cu opoziția. Până la urmă, acestea sunt lucruri normale. Sigur, mie nu-mi place traseismul politic și nu mi-a plăcut niciodată, însă în momente cruciale, cum este acesta, singurul mod prin care poți să dai jos acest guvern este și cu voturi de la putere și aceștia sunt, până la urmă, nu trebuie neapărat să plece de la PSD, că pot să susțină moțiunea de cenzură și fără să plece la PSD. Să ne amintim că PSD-ul și-a dat jos și singurul. Nu, dar s-au făcut anumite promisiuni, că până la urmă e acolo o înțelegere după știința, politică. După votați știința și mea, voi și atunci vedem noi ce facem mai departe. Doi dintre acești parlamentari sunt întâmplători de Maramureș. Ceea ce vă asigur eu este că discuțiile nu au fost pe
niște trocuri în ceea ce privește alte tipuri de alegere sau vânzare și cumpărare, cum fac cei de la PSD, ci au fost discuții strict principiale în ceea ce privește actuala guvernare. Nu vă place traseismul politic? Ne-am putea trezi la un moment dat că domnul Bota vine după atâția ani de PSD, vine la PNL? Nu cred. Nu-l cred în stare nici eu. Domnul Tarpoș, da, eu, să zic că îl cred în stare pe domnul Tarpoș. Nu-l cred nici măcar că și-ar dori dânsul să vină la PNL. Dar asta este o discuție inutilă în acest moment. Cred că cel mai important... O să vedem după, dacă cel mai important trece lucru moțiunea, este o că să avem vedem. 237 de semnături pe moțiunea cenzură. Practic avem un angajament semnat din partea 237 de deputați și senatori din cei 233 necesari. Deci, practic, am depășit deja pragul psihologic de 233 fiind numărul necesar de voturi ca guvernul să cadă. Și estimarea noastră este că la vot vom depăși 245 de voturi. Din ianuarie 2016, PNL vânează greșelile, abuzurile și excesele guvernării PSD-ALDE. Deși ați promovat o critică virulentă... Din ianuarie 2019 a spus. Nu, 2016 am zis. Din ianuarie 2017. Mă rog. Când sunt la guvernare. Așa, ați venit cu critici, dar de ce nu a ieșit PNL cu o alternativă de program de guvernare și cu un așa numit... Știți că se tot vorbește de cabinet din umbră. Schwab, în momentul în care vii cu un program de guvernare, vii cu un program de guvernare negociat cu niște partide politice sau cu o potențială coaliție pentru a-l pune în aplicare la guvernare. Nu poți să vii cu o propunere de program de guvernare ca o poziție fără șanse de a trece la guvernare. Deci eu cred că ceea ce noi am făcut în această perioadă și prin faptul că am menținut relațiile externe cu Bruxelles, împreună cu președintele Klaus Iohannis, parcursul transatlantic al României, tot așa împreună cu președintele Klaus Iohannis, și prin faptul că am venit cu măsuri concrete în Parlamentul României, cum este creșterea alocațiilor, sunt foarte multe lucruri pe care Partidul Național Liberal, în afară de a critica Partidul Social Democrat și majoritatea parlamentară, le-a făcut. Și acest lucru nu poate fi trecut, sigur, cu vederea. Din poziție de opoziție, cred că am făcut chiar mult mai mult decât ne așteptam să reușim să facem. Înainte alegerilor. În altă ordine de idei. Da. Cel mai important lucru, încă o dată vă spun, este că am reușit să adunăm acum o majoritate care poate să dărâme actualul guvern. Vreau să spun că înainte alegerilor din 2016, președintele Iohannis a numit acel guvern tehnocrat care a gestionat țara până la alegeri, după posibilul succes al moțiunii de cenzură. Aceasta credeți că este soluția agreată de PNL și Iohannis? Sau chiar aceasta este? La asta s-a guvern gândit? Guvern tehnocrat? Da. Nu cred că poate până fi la alegerile vorba din toamna lui 2020. Nu cred că poate fi vorba de un guvern tehnocrat, pentru că actuala configurație politică la nivelul Parlamentului României este diferită față de 2015-2016. Atunci cum va fi acest guvern? Eu cred că noi în primul rând marșăm pe alegeri anticipate. Deci noi considerăm că singura modalitate prin care poți să ai un guvern stabil și legitim este să ai alegeri anticipate. Bun, dar sunt mai multe prin proceduri. Care te întorci la cetățean, cetățeanul îți acordă votul și ai creonat o majoritate care e stabilă până la alegerile parlamentare. Asta ar fi varianta cea mai bună. Sigur, care s-a și discutat? Este discutată, s-a discutat și în mass media, am discutat și în partid. Asta este prima variantă pe care marșăm. Dacă ne iese cu alegerile anticipate, atunci asta este varianta. Însă, sigur, este o variantă grea și un parcurs greoi și nu știu dacă va avea sorți de izbândă. Varianta a doua, agreată de Partidul Național Liberal, este că ne asumăm guvernarea. Adică Partidul Național Liberal, indiferent de circumstanțe, își asumă guvernarea cu bune curele,
și mergem mai departe. Trebuie cineva să guverneze țara asta, pentru că nu e numai despre o persoană sau alta, despre un partid sau altul. Până la urmă... Dar chiar vă doriți guvernarea sau scopul principal este alungarea PSD-ului din Palatul Victoria? Scopul nu este alungarea unui partid sau altul. Nu asta este. Sigur, Partidul Social Democrat, prin ceea ce a făcut în ultimii 3 ani de zile, este evident că nu mai are ce să caute la Palatul Victoria vreo 10 ani de zile. Dar, poate chiar să dispară la groapa de gunoi. Dar, nu e vorba despre un război personal între cineva și cineva. Țara trebuie condusă. Țara trebuie administrată corect și eficient. Vedem că suntem pe finele anului 2019 imediat. Primăriile sunt cu bugetul în deal pentru că estimările s-au făcut greșit de la finanțe. Bugetul, în general, bugetul țării a fost făcut pe tot felul de sume fictive și pe date false. Și lucrul acesta îl vom demonstra. Ai un buget umflat cu pompa și cheltuiel cât casa. Deci bine, au mai fost și proiecte aici, trebuie să recunoașteți. Chiar și primar PNL au primit prin PNDL și... Stați un pic, iarăși, da, au primit. Nu a spus nimeni că nu s-au dat. PNDL-ul este un program relativ bun. Adică este bun, este necesar, dar este prost aplicat. Este fără obiective clare, este pe clientelism politic și eu cred că PNDL-ul ar trebui să continue, dar trebuie să continue pe un mecanism clar de control, inclusiv să ai niște criterii când depui cererea de finanțare, că nu depui numai o hârtie și ceri bani și ți se dau. Domnule Bogdan. Și efectiv să ai niște criterii, să vii cu niște justificări clare cu privire la ceea ce vrei să faci în comunitate, să primești banii și după aia să existe și un mecanism de verificare. Sunteți un fan declarat al președintelui Iohannis, ați lucrat pentru domnia sa și în campania din 2014. Sunt un partener al președintelui Iohannis. Da, și un model probabil. Ce reproșați președintelui pentru mandatul ce se termină și vă întreb și pe dumneavoastră, unde este acel proiect de țară promis în anul 2015 de către Klaus Iohannis? Eu am discutat cu foarte multă lume în această perioadă, mai ales că a fost și perioada de strângere de semnături și am discutat cu foarte mulți cetățeni. Nemulțumirea oamenilor referitor la președintele Klaus Iohannis este că poate că nu s-a implicat suficient. Sau că nu a guvernat eficient. Unii, pentru că poate nu știu exact care sunt atribuțiile președintelui. Ce pot eu să vă spun și vă spun cu mâna pe inimă că am urmărit cu mare atenție evoluția domnului președinte Klaus Iohannis. În primul rând, Klaus Iohannis a procedat constituțional corect, nu a ieșit din limitele constituționale și pe atribuțiile pe care le are, eu cred că și-a exercitat funcția cu maximă seriozitate și extrem de implicat. De asemenea, domnul Klaus Iohannis este de departe cel mai bun președinte pe care l-a avut România. De ce? Să-mi spuneți dumneavoastră ce președinte român a mai avut două vizite într-un mandat la Casa Albă. Oficiale. Întâlnire cu președintele Statelor Unite ale Americii. Ce președinte a reușit să aducă toți șefii de state și de guverne din Europa în România? Într-o singură zi. Eu v-am întrebat ce reproșați. Deci, sunt foarte multe. Nu, asta este o chestie, v-am spus, pe care eu am auzit-o de la oameni. Și vreau să fac lucrurile foarte bine înțelese, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă care e rolul președintelui până la urmă. Rolul președintelui este un rol de reprezentare, mai ales pe politica externă și, sigur, la fel și pe politica internă. Guvernul are atribuții de executive și de implementarea măsurilor strategice. Hai că dacă președintele Klaus Iohannis ar fi avut un guvern cu care să poată să colaboreze și care n-ar fi făcut în fiecare zi atacuri la s-ar fi comportat justiție altfel. Și statul de drept, o colaborare între cele două palate cu siguranță era mult mai bună pentru cetățeni și atunci cu siguranță și cetățenii vedeau un pic altfel lucrurile.
Însă, 3 minute mai avem, domnule în Bogdan. Ceea ce a putut să facă, cred că a făcut o treabă foarte bună. 3 minute, 2 întrebări, să ne răspundeți. Am văzut că aveți activități săptămânal și partidul crește numeric chiar și aici în Maramureș, de când sunteți președinte. Câți membri aveți în prezent și dacă se vor regăsi pe liste sau vezi și alți oameni noi sau veți defila cu aceleași fețe arhicunoscute care se regăsesc și astăzi în consiliile locale și consiliile județene? Dar foarte scurt să-mi răspundeți. Avem candidați noi. Avem chiar săptămânile trecute. Am desemnat și alți, adică am desemnat, mă rog, am discutat să desemnăm și alți candidați. La Moisei avem un tânăr absolut extraordinar, e director de bancă, un candidat, zic eu, mult peste medie pentru comunitățile rurale din Maramureș și care cred că va face o treabă foarte mare, bună. Tot cu două propuneri. La Săliștea de Sus avem un tânăr candidat foarte bun care s-a întors de la București și a făcut studiul. Bun, deci aveți mulți tineri pe listă? Vor fi mulți tineri pe listă. Pe locuri eligibile? Vor fi femei. Pe locuri eligibile, domnule Bogdan? Pe locuri eligibile, dar nu numai pe locuri eligibile, inclusiv candidați de primari. Am înțeles. Deci vor fi candidați serioși, susținuți de partid. Și eu cred că vom face o treabă foarte bună. La Baia Mare? Eu vreau să vreau vă întrebam să aceleași văd persoane la Maramureș și fețe noi. La Consiliul Județean fețe noi vom vedea? Fețe noi, cu siguranță. Dumneavoastră veți candida la președinția Consiliului Județean? Rămâne de văzut. Încă deocamdată, nu e stabilit 100%? Deocamdată discutăm în partid pe procedură, pe procedura de desemnare a candidatului, dar în decembrie, după alegerile prezidențiale, cu siguranță vom veți stabili face anunțul candidat oficial. Și atunci da? Voi anunța și dacă vreau să candidez. Bun, la primăria Baia Mare? La fel și la primăria Baia Mare. Două persoane aveți deocamdată sau sunt și alte avem intenții? Avem două persoane și mai avem și alte intenții. Bun, nici acelea nu le faceți în publice. Nu. Deocamdată ne concentrăm pe alegerile prezidențiale. Veți merge în teritoriu pe moțiunea de în această campanie? Mergem în teritoriu în fiecare zi. Una din vulnerabilitățile politice ale PNL din Maramureș și o constituie prezența în leadership a unor persoane cu trecut, să zicem așa, mai gri. Domnule Bogdan, PNL și dumneavoastră ca lider, susțineți o Românie curată, nu? Cu siguranță. Fără infractori sau penale în funcții publice. Asta este deviza că s-a deviza USR-ului. Însă, ceea ce aș vrea eu să vă spun aici... Merge pe Românie curată. Deci, cu siguranță, nu sunt de acord cu persoane care sunt condamnate în funcții publice, pentru că se vor găsi pe listă și există, persoane cu există, un trecut mai gri? Există și situații în care sunt diversi cetățeni care sunt cercetați penal, dar până la urmă instanțele de judecată le dau dreptate și atunci nu poți să spui că un om este vinovat până când o instanță judecătorească nu își spune o soluție finală. Dar da, într-adevăr, nu sunt de acord cu persoane condamnate penal în funcții publice. În altă ordine de idei, să știți că eu îmi doresc ca în Maramureș să reînnoim garnitura și să aducem mai mulți oameni aproape de noi, așa cum am făcut în acești ani, și anume că am adus foarte mulți membri în Partidul Național Liberal din toate zonele județului Maramureș. Și, sigur, toate profesiile. Și cred că așa vom reuși încet, încet să reclădim clasa politică. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Mai avem încă o săptămână de precampanie. După aceea intrăm în plină campanie electorală și vom vedea atunci ce promisiuni se vor face și ce se mai întâmplă pe scena politică. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc mult, doamna Joabă. Doamnelor, domnilor, urmează o pauză de publicitate și revenim cu un alt subiect interesant.